Stau cât de comod se poate sta pe acest scaun. E minunat. Acum înțeleg de ce nu zâmbesc președinții. Acum am înțeles. Eu sunt Irina Cremizaru Popescu, sunt actriță. Ne adresăm publicului corect, cu un mesaj clar, o spune o actriță care nu are text în față. Încercăm să-l convingem. Am cochetat un pic și cu televiziunea și cu filmul, dar casa mea este la teatru. Actorul vorbește când nu mai poate să tacă. E instrument, e un instrument, cuvântul pentru actor. Am întâlnit și am văzut de când eram mică, eu sunt bucureșteancă, am avut... Ce? Am greșit? Nu e bucureșteancă? S-a uitat așa urât la mine, încât a zis, nu există cuvântul bucureșteancă? Nu există, nu? Bucureșteană și bucureșteancă, da, da, ăsta e. Da, sunt născută în București. Uh, sunt născută și trăită în București. Savantul care a făcut bine București. E, acum am ajuns la uh, ce discutam mai devreme. Limba este vie și se modifică odată cu noi. E, București. Uh, București de altă dată. Era, cred că, o sintagmă folosită pe vremuri. Asta, București. Avem, dacă nu mă înșel, și un... Adică nu mă înșel, că stau aproape de cartierul Bucureștii noi. Probabil că ar fi și București vechi. Deci era folosită chestia asta, dar nu cred că mai e folosită și acum. Mai e Bucureștiul. Bucureștiul nostru, drag, așa, sau București. București, București. În cazul numelor unor localități, forma de plural o precede istoric pe cea de singular. București, Iași, iar în unele cazuri forma de plural este cea consacrată. Vlădești, Florești, Mușetești și altele. Numele localităților trimit la numele strămoșilor celui care a întemeiat sau care a fost proprietar al locurilor respective. Bucureștii sunt urmașii lui Bucur, Florești urmașii lui Florea sau Florescu. E trimisă de, de telespectator, nu? Da, da. Savantul care a făcut bine București. Dar văzând și această imagine alb-negru de pe TV, cred că cel care a scris acest titlu a dorit să se întoarcă la vorbirea aceea veche, să facă un soi de struțocămilă care a vrut să facă bine Bucureștiul. Da, e că e la plural, dar era, era folosit. Era folosit undeva, cred că, prin perioada interbelică asta cu București. Toate lucrările mai vechi, dedicate istoriei orașului București, au un titlu forma de plural. Bucureștii de altă dată de Constantin Bacalbașa, Istoria Bucureștilor de Constantin C. Un festival interbelic purta numele Luna Bucureștilor și chiar numele unui cartier bucureștean conservă această formă de plural, București noi. În limba actuală, norma prevede utilizarea formei de singular București, articulat Bucureștiul, dar nu exclude nici de cum varianta consacrată istoric. pentru copilul meu, dacă aș avea un copil, să nu renunțe nici o secundă la ceea ce își dorește el să facă. Asta, asta am făcut eu. Când am spus că vreau să mă fac actriță, nu toată lumea a fost încântată. N-am renunțat o secundă la asta și chiar și persoanele uh, apropiate mie care nu au vrut să facă asta sau nu au fost încântate, acum și-au schimbat părerea. Dar asta pentru că am fost perseverentă. <laughs> și asta i-aș spune și copilului meu chiar, dacă, Doamne ferește, mă apucă pe mine, ne pe mine nebuniile că vreau să se facă ceva, <laughs> doctor, avocat, nu, să urmărească, uh, să facă tot ceea ce îi place. Avem români foarte frumoși, avem România, o Românie foarte frumoasă, numai că, din păcate, avem și uh, face parte din, uh, din soiul românului de a fi pe lângă faptul că e cărcotaș, să scoatem răul la înaintare. Uite, mă, ce ni se întâmplă. Uite câte, câte rele.